Se vorbește tot mai mult și insistent pe tema fuziunii dintre echipele Sporting Junior Vaslui, care activează în Liga 3 de fotbal, cu CSM Vaslui, formație ce activează în Liga 4. Mai multe publicații dădeau drept sigură această fuziune, iar alții spun că fuziunea nu va avea loc. Pe această temă, la conferința de presă de joi, Vasile Pavel, primarul municipiului Vaslui, a făcut o serie de precizări. Am văzut în ziar, toată lumea spune că acu, e și gata, ai și. Am avut o primă discuție de această temă. S-a discutat cu federația, nu avem nimic concret acum. E o comisie care lucrează să vedem condițiile din una în alta, dacă le putem realiza. Să vedem cum putem finanța din banul public și cum. Să vedem locul în Liga 3-a. Cum îl câștigăm, dacă îl câștigăm și cum ne desfășurăm activitatea, să vedem condițiile pe care le pune Sporting Juniorul pentru acei copii care vor veni. Deci sunt niște clarificări. Comisia mai are 2-3 zile de clarificat, astăzi așteptăm de la federație că a făcut scris, și domnul secretar, domnul viceprimar în comisie și cu Bogdan, când vom avea documentele și federația va spune se poate realiza în felul ăsta, să face treaba asta, să face treaba asta, sigur vom convoca Consiliul Local care va lua o decizie. Deocamdată nu avem toate elementele. Dar în același timp, Consiliul Local poate sau nu. Că e posibil să nu dea girul și să spună numai ce CSM-ul rămâne. Vom vedea funcții de documente. Principala problemă pe care o avem, deci, este acest lucru de și a doua bănuță. Să iau bugetul, să-l răscolesc, să văd de unde redistribui bani în plus, când trebuie bani în plus. Și în același timp să fac proiecția și pe anul viitor, că câteva luni trec și anul viitor. Care obiectivele le finanțez, care sunt în continuare, care vin din urmă, care sporturi, care... Nu, așa cum se face... Sunt întrebări la care, la ora când discutăm, nu avem răspuns, sunt în analiză. Așadar, până vom ști cu exactitate ce se va întâmpla în viitor în fotbalul vasluian, vom afla cel mai devreme la mijlocul săptămânii viitoare.